45 de elevi, 4 trainer, 7 zile și un curs intensiv de teatru. Se învață despre drepturile omului, despre discriminare și efectele acesteia. Este vorba de proiectul Teatru și Viață, ce prinde contur. Deja cei 45 de elevi selectați au ajuns la Curtea de Argeș, unde beneficiază de experiența și informațiile unor profesioniști în domeniu. Pe scurt, elevii vor învăța să pună în practică secrete antidiscriminare, vor forma teatrul opresaților și vor merge în marile orașe ale țării pentru a răspândi ceea ce au acumulat prin acest proiect. Ați rămas în aceeași mișcare, se numește mișcare browneană, nu cerc, nu turmă. Schimbați și căutați. O să încep un exercițiu și dacă nu sunteți concentrați, pentru că, să vă explic ceva, nu facem degeaba anumite etape. Începem cu anumite chestii ca să mergem mai departe, mai departe, mai departe, da? Și dacă nu sunteți concentrați, nu va ieși nimic. Sunt doar câteva exerciții de bază în teatru care îi vor ajuta pe elevi să se concentreze, să se relaxeze și de ce nu să poată să intre în pielea personajului. Este abia începutul în ceea ce privește acest curs intensiv de teatru, dar la sfârșitul celor 7 zile elevii vor putea urca, de ce nu, și pe marile scene ale țării. Principalul scop al proiectului, cunoașterea drepturilor omului și schimbarea mentalității în ceea ce privește discriminarea pe care o întâlnim la tot pasul. Școala nu se implică suficient, societatea nu se implică suficient în problema discriminării și atunci cineva trebuie să facă, o facem noi cei care putem. Tinerii au posibilitatea să dobândească informații ce țin de problematica drepturilor omului, interacționează între ei, învață să respecte și să se facă respectați și cred eu că vor pleca cu un bagaj de cunoștințe mai bogat atunci când se va încheia trainingul. Cum e trainingul până acum? Surprinzător, foarte receptiv copiii. Nu s-a creat niciun fel de barieră și asta încercăm tot timpul să facem, să eliminăm bariera între generații, să se exprime liber, să vorbească liber, să-și pună gândurile fără niciun fel de barieră. Pentru că ei vor fi cei care vor urma, ei vor fi exemplele noastre pe viitor și pe ei trebuie să îi învățăm să-i creștem și să-i educăm. Chiar dacă e formal, chiar dacă e non-formal, ei trebuie să învețe lucrurile astea și trebuie să deprindă însușirile astea de mici. Elevii sunt foarte încântați de cum decurge pregătirea lor din aceste zile. Au ales acest proiect pentru că știu ce înseamnă să fii discriminat, dar și pentru că vor să învețe mai multe despre drepturile omului. Cât de important e pentru tine personal acest proiect? Foarte important, pentru că sunt mulți oameni care nu că nu și-ar cunoaște drepturile, dar nu au acces să și le cunoască și au o situație mult mai dificilă față de noi restul. Și sunt unii care, din istorie, le-au fost încălcate niște drepturi și nouă în ziua de astăzi ne se pare normal. De ce te-ai înscris în acest proiect? M-am înscris deoarece eu cred că drepturile omului sunt foarte importante și mediul în care le vom învăța mi se pare foarte interesant. Adică dacă vom învăța aceste drepturi într-un mediu monoton, clar nu ni se vor întipări așa într-un mod mai copilos, mai creativ. Ne vom adapta mult mai bine la ele. Ne vom învăța chiar în mod reflex, aș putea spune. Drepturile omului trebuie respectate cu strictețe, iar oamenii din ziua de astăzi nu mai știu să facă aceste chestii. Deja le-au pierdut. Este și motivul pentru care te-ai înscris în acest proiect? Da, pentru că există foarte multe discriminări în lumea aceasta și nimeni nu le ia în seamă. Și noi trebuie să luăm atitudine. Elevii de la training fac parte din foarte multe grupuri vulnerabile, deci trainingul ăsta este foarte important și ei să socializeze și ei să învețe unii cu alții, să se accepte și să se respecte. De fapt, cuvintele cheie ale acestui training este respect și toleranță. Trainingul actor și spectactor, care se desfășoară în această perioadă, este doar o etapă în cadrul proiectului Teatru și Viața. La sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, elevii actori vor merge în Cluj, Timișoara, Iași și București cu Teatrul Opresaților pentru a pune în practică ceea ce au învățat în această săptămână. Teatru și Viața este un proiect finanțat prin granturile Spațiului Economic European 2009-2014 în cadrul fondului ONG în România.